Bioenergoterapeutul Lidia Feciorul a vorbit în cadrul rubricii Leacul Zilei despre leacul miraculos care ajută la curățarea plămânilor în doar 3 zile. Conform Antena 3, aceasta este o rețetă pentru curățarea plămânilor, este pentru cei care vor să se lase de fumat, fie pentru cei care mai au plămânii încărcați după răceală sau pentru cei care au astm. Se ia o bucățică de rădăcină de ghimbir, 2 lingurițe de ceai de curcuma, 1 litru de apă, 400 de grame de usturoi tăiat rondele și zahăr. Zahărul să fie brun. Punem apa la fiert și adăugăm pe rând ingredientele. Zahărul îl punem la sfârșit, fierbem la foc mic până scade cantitatea la jumătate, lăsăm la răcit și punem la frigider. Se poate lua dimineața câte 2 linguri sau dimineața și seara câte o lingură. Se ia înainte de masă cu 30 de minute. Ridică imunitatea și are multe proprietăți. Din a treia zi se văd rezultatele. Putem să avem o tusă productivă după, o mai putem face când simțim nevoia, relatează Antena 3.ro.